Când arunci cu bani și tot nu este ce trebuie. Pentru unii, 90 de milioane, un episod aproximativ ca buget. 8 episoade, sunt în plan 5 sezoane. Eu după episodul 7 chiar mă gândeam, oare voi fi curios să văd toate aceste sezoane? Ei bine, tocmai ce am terminat și ultimul episod din Rings of Power, Inelele Puterii, îl găsești pe Amazon Prime. Și pot să vă zic că după ultimul episod vreau cu adevărat să văd și continuarea de la Rings of Power. Salut, eu sunt Nevi și astăzi vorbim despre un alt serial pe care îl urmăream săptămână de săptămână și anume Rings of Power. Printre celelalte se mai numărau și Hulk, de care Doamne ajută că am scăpat, House of the Dragon și iată că am terminat și cu Inelele Puterii. O să discutăm, cred că puțin mai mult, pentru că e un serial care a ridicat foarte multe controverse, cel puțin în partea de început, în primele episoade, dar, pe scurt, Inelele Puterii, tot ce trebuie să știi ca să înțelegi de la bun început din partea cui vine această recenzie, am văzut evident filmele Lord of the Rings, am văzut filmele Hobbit, am citit la un moment dat prin gimnaziu și prima carte, Frăția Inelelor și cam atât, și am jucat Middle-earth Shadow of Mordor și Middle-earth Shadow of War, pentru care sunt mega recunoscător și ca în clipul în care am reacționat la primele episoade din Rings of Power, o să vă încurajez și de data aceasta și să jucați aceste jocuri, pentru că aflați extrem de mult lor, care mie cu episodul 8 mi s-a confirmat că, ok, jocurile astea sunt o sursă destul de bună dacă vrei să înțelegi toată povestea dintre Celebrimbor și Sauron și care cred că pentru mulți dintre voi a fost un plot în primele episoade destul de plictisitor. E bine, da, și pentru mine a fost destul de plictisitor, dar haideți să le luăm pe rând. În primul rând, tot ce trebuie să știi acum că ai înțeles de unde vin eu, nu trebuie să fii la curent cu tot lorul din Lord of the Rings. De ce? Pentru că posibil să te enervezi, nu știu câte schimbări s-au făcut sau dacă s-au abătut foarte tare de la poveste neavând toate drepturile. Poți să citești, cred că Silmarillion, dacă vrei, Mitologica, un canal de YouTube care e bazat pe mituri, are câteva clipuri explicative atât pentru House of the Dragon, dar și pentru Rings of Power. Și chiar am urmărit unul recent despre identitatea străinului, care mi-a plăcut foarte mult. Merge să verificați canalul, cu plăcere. Tot ce trebuie să știi ca să te uiți bine mersi la acest serial sunt câteva cuvinte cheie din Lord of the Rings. Câteva. Cuvinte ca Inele, Sauron, Middle-earth, Morgoth, Mordor, dacă tu știi ce reprezintă astea, ești ok. Și dacă evident știi rasele, elfi, gnomi, whatever the fuck, orci și etc. Este tot ce trebuie să știi și crede-mă că o să ai o experiență mega plăcută. Pentru că nu am venit aici să vă spun, bă, uite că n-au respectat chestia aia, nu. A fost enjoyable pentru mine, la urma urmei, după ce am înțeles exact încotro se duce acest serial. Și am avut și câteva momente în care am fost nervos pe acest serial, pentru că sunt episoade în care se bate pasul pe loc și da, vorbim despre scenariu de data aceasta, o să vă rog, sau o să las eu pe ecran, să intrați pe IMDb să vă uitați la writeri, dar să vă uitați atent la writeri, să vedeți ce au făcut. Într-o zi când eu cu Spidey după un episod nașpa am început să căutăm writerii și am văzut pe IMDb și un trivia fact că doi dintre ei sunt considerați printre cei mai răi writeri, mi-am ridicat niște semne de întrebare, pentru că nu înțelegeam cum să aruncați cu atâția bani și să nu luați cei mai buni writeri. Cum? Dar per total, haideți să o luăm pe rând. Ca episoade, episoadele care mi-au plăcut, 1 mi s-a părut ok, 2 mi s-a părut decent, 3, 4 destul de rele, 5 foarte bun, pentru că cel puțin pentru mine a stabilit mai clar niște conflicte și le-a conturat mai bine. Episodul 6, evident, pentru cei care l-ați văzut probabil știți de ce. Episodul 7 absolut deloc și episodul 8 pot să zic că cred că este preferatul meu în momentul de față și a făcut extrem de multă lumină și m-a făcut să zic, băi, eu vreau să văd toate cele 5 sezoane și sper că le faceți. Ceea ce este destul de lăudabil având în vedere că eu nu sunt chiar așa into the lore, da? V-am zis de unde vin. Dar, pe parte de scenariu, povestea este destul de simplă, pentru că, de la bun început, această poveste principală se împarte în primele episoade din start în mai multe ramuri și fiecare ramură are un anumit grup de personaje. Și de unii o să-ți pese mai mult, de unii o să-ți pese mai puțin. De exemplu, ploturile care mie mi-au plăcut și în care am fost investit și de care mi-au păsat a fost odată plotul cu Nori și cu străinul. Mi-a plăcut foarte mult, overall pot zic că mi-a plăcut foarte mult. Apoi pe locul 2 pot zic că a fost cel cu Galadriel.
Îmi doream foarte mult să-mi pese de tot plotul cu Elrond și Celebrimbor, doar că nu s-a întâmplat, abia la final s-a întâmplat acolo să simt ceva sau să mă intereseze puțin, pentru că știam deja misiunea lor și voiam să văd cum ajunge mai repede acolo și pot să zic că a fost destul de boring. Pe partea de gnomi pot să zic că nu mi-a plăcut absolut deloc, mai deloc, ceea ce e destul de rău, pentru că gnomii în Lord of the Rings și în Hobbit sunt mișto, sunt tari. Mi-a mai plăcut destul de mult și pot să zic că mi-a plăcut destul de mult acum că am terminat serialul, povestea lui Halbrand, The True King, și o să înțelegeți voi de ce mi-a plăcut destul de mult acea poveste. Mi-a plăcut foarte mult povestea lui Arondir, acelui elf de culoare, mi-a plăcut în prima parte destul de mult, de fapt, la început de tot el și Galadriel erau cei care îmi plăceau cel mai mult pe partea asta de încotro se îndreaptă povestea. Nu am o problemă, să vă zic de la început, nu am nicio problemă cu Galadriel cum a fost construită, mie mi-a plăcut destul de mult, să fiu sincer. Ca să ne înțelegem, că știu că există o grămadă de discuții și pe partea asta și știu că e un serial controversat și există foarte multe păreri. Dar prefer să văd partea bună din acest serial și mă simt eu mai bine făcând asta. Așa, overall, pe partea de scenariu, ceea ce cred că m-a deranjat e că avem toate aceste ploturi, toate aceste personaje și cumva eu în sinea mea cred că îmi doream să-mi pese de fiecare în egală măsură, să-mi pese cel puțin la fel de mult de fiecare și nu s-a întâmplat asta. Erau episoade în care, ok, poate plotul acela nu mergea bine, nu mergea într-o direcție în care îmi plăcea și nu era interesant. De ce am niște ciori la balcon? Ignorați. Cum spuneam, sunt ploturi care în anumite episoade scădeau și creșteau altele, apoi în următorul episod cele care au scăzut în episodul anterior creșteau și era așa ca un cerc vicios și pot zic că overall, gen pentru concluzie pe care ei au vrut să le tragă, serialul e bun. Da, o să sune foarte ciudat, dar ultimul episod pentru mine a ridicat foarte mult ștacheta. A fost extrem de enjoyable și mi-a plăcut foarte mult. Am rămas cu gura căscată de câteva ori și mi-a plăcut. Am zis, ok, are sens pe de o parte, cel puțin pentru mine, în contextul serialului, are sens. Da, există multe greșeli, cum ar fi Elrond la începutul serialului, cum ajunge foarte repede în ținutul nomilor, pur și simplu prin niște tranziții, care iar tranziție mi s-au părut destul de faine, doar că ca timing, cât de repede ajunge pe un tărâm pe altul, iarăși mega grăbit și parcă nu are sens. Și de foarte multe ori pe alocuri mai există niște decizii în anumite popoare, cel puțin există un plot de care nu mi-a păsat absolut deloc, cel din acel regat, o să înțelegeți voi de ce, cu copiii acelui capitan de vase al flotei, whatever the fuck, de ăia nu mi-a păsat absolut, bă, dar deloc, bă, deloc. Deci, overall, ca să înțelegeți, cam așa stă serialul acesta pe parte de scenariu, dar, din nou, este ok, are și părți slabe, dar are și destul de multe părți bune care chiar sunt mișto. Pe parte de personaje, pot zic că da, mi-a plăcut Galadriel, mi-a plăcut ce a reprezentat, mi-a plăcut motivația ei, că la urmă ea e cumva personajul principal, mi-a plăcut ce se întâmplă cu ea, mi-a plăcut rolul ei, sunt curios ce o să se întâmple mai departe acum după ce am terminat serialul. Sunt câteva personaje care chiar mi-au plăcut și străinul mi-a plăcut. Prima oară eram curios doar să aflu cine este acel reveal, pentru că umbla o grămadă de teorii și într-un final am aflat. Și mi-a plăcut de el oricum și felul cum s-a atașat de Nori și de clanul respectiv și că reprezenta așa într-o manieră foarte inocentă binele. Mi-a plăcut foarte mult. Sunt multe personaje despre care putem să vorbim acum care mi-au plăcut și din nou și câteva care nu mi-au plăcut atât de mult. Dar să revenim, și actoria mi s-a părut destul de ok. Pe parte de dialog, nu sunt eu cel mai mare fan al dialogurilor de acest gen, dar înțeleg că e în universul lui Tolkien și așa este construit. Nu este preferatul meu, dar nu o să comentez acum ca prostul să zic că nu-mi place mie și atunci e nașpa. Nu. Nu sunt un mare fan, pot să-l accept pentru că respect opera lui Tolkien. Și dacă vrei să vorbim de părțile alea bune, despre care nici nu știu dacă mai are sens să vorbim, hai să le luăm pe rând. Muzica este, cred că, primul lucru pe care l-am sesizat. Este superbă. Este ritmată, este epică, simți așa un greatness, e perfectă. Cum a fost cea făcută de Hans Zimmer pentru Dune, pot să zic că cea făcută pentru Rings of Power e la fel de bună ca aceea. Mi-a plăcut foarte mult pe partea asta, chiar simți niște ecouri, simți niște vibrații. Este mișto și este mișto pusă, e pusă când trebuie, cum trebuie, cât trebuie. Ceea ce este spot on pentru mine, I love that.
Vreți să vorbim despre costume, despre efecte speciale, CGI, lumină? Hai să luăm pe rând. Lumina, de la bun început din primul episod, mi s-a părut că e pusă perfect. Cine s-a ocupat de luminarea scenei? Superb. Set design-ul superb. Chiar m-am simțit în operele lui Tolkien. Chiar m-am simțit în universul Lord of the Rings. Costumele, superbe, detalii. Cel puțin la Arondir o să vedeți niște detalii pe costum și tot așa. Poate elfii erau uneori cam prea curați, să zicem așa, dacă vreau să fiu nitpicking. Cred că doar acolo aș putea sesiza o mică problemă, dar... superb, deci efectele speciale, CGI-ul, doamne, deci se vede că s-a aruncat cu bani și s-au aruncat și nu s-au irosit cel puțin pe partea asta, chiar am rămas surprins de foarte multe ori, adică mă uitam în pana mea cu Spidey și ne ziceam cu aia cât de bine arată, cu aia cât de bine arată. Și bine, mai era Spidey acolo, zicea, doamne, dacă mai băga un pic de bani și Wheel of Time. Mi-ar fi plăcut să iau un pic din bugetul ăsta de la Rings of Power și să-l arunce la Wheel of Time. Cred că ar fi fost o combinație destul de bună. N-am ce să reproșez pe partea asta, pe partea de scene de acțiune, nu am ce să reproșez. Deci astea sunt niște puncte mega forte. Scenariul mi se pare ok, spre bun. Overall... dacă pui și actoria la mijloc și dialogurile și lore-ul și lumea asta cum a fost creată, da, este un serial bun, dar nu foarte bun. Și pentru bugetul alocat ar fi trebuit să fie foarte bun. Sunt curios ce o să se întâmple, sunt curios dacă lumea o să fie curioasă să se uite în continuare, câți o să se uite în continuare. Evident, în primul rând mă interesează de voi, dacă v-a plăcut, dacă ați avut un timp fain petrecut cu acest serial. Asta puteți să-mi spuneți doar în secțiunea de comentarii, abia aștept să discutăm acolo, că presim că foarte mulți dintre voi sunteți mai la curent cu lore-ul și ați fost mult mai interesați să vedeți breakdown-uri la fiecare episod și să aflați și să vedeți easter egg-uri și sunt curios că poate mi le pasați și mie măcar așa. Așa că, până data viitoare, mulțumesc că te-ai uitat la acest clip, eu am fost Nevi. Dacă vrei să devii membru, poți face oricând prin butonul de join pentru a susține acest canal, să producem din ce în ce mai multe clipuri pentru voi. Nu uitați să verificați și canalul Mitologica și până data viitoare, noi ne revedem când ne-o revedea. Pa! Unde mi-am pus inelul? Nu găsesc inelul!